Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori, întru Hristos Domnul, și bine v-am găsit la pilda zilei. Un tânăr șomer s-a trezit într-o dimineață și a mers să își verifice buzunarele pantalonilor. Tot ce a găsit au fost câțiva dolari. El a hotărât să-i folosească pentru a-și cumpăra ceva de mâncare și apoi ce va vrea Dumnezeu. Era prea mândru pentru a merge la cerșit. Considera că doar oamenii slabi fac lucrul acesta. Mai bine murea. Era trist și dezamăgit pentru că nu-și putea găsi niciun loc de muncă și nimeni nu era dispus să-l ajute. A mers la magazin și a cumpărat ceva de mâncare și s-a așezat într-un parc, pe o bancă. În timp ce încerca să desfacă punga cu alimente, a văzut cum un bătrânel cu barbă albă, îmbrăcat în alb, vine în direcția lui. În spatele acestuia mai erau doi copilași. În momentul în care a ajuns în fața lui, bătrânelul i-a cerut o bucată de pâine cu ochii în lacrimi. A spus că nici el și nici copiii nu mai mâncaseră de aproape o săptămână. Tânărul s-a uitat cu milă la ei, erau atât de slabi, încât le puteai vedea oasele. Foarte emoționat de felul în care arătau, acestuia i s-a făcut milă și le-a dat toată mâncarea. În acel moment, bătrânul și-a făcut o cruce, a spus câteva cuvinte care sunau a fi o rugă și apoi i-a dat o monedă foarte veche. Tânărul s-a uitat la ei și i-a spus bătrânelului: "Cred că voi aveți nevoie de rugăciune mai mult decât mine." Fără niciun ban în buzunar, fără un loc de muncă și fără de mâncare, tânărul a mers sub un pod să se odihnească. În timp ce era pe cale să adoarmă, un ziar vechi purtat de vânt a ajuns lângă el. L-a ridicat și a văzut un anunț. Un om cumpăra monede vechi. A rupt acel anunț din ziar și a plecat în căutarea adresei. Ajungând la destinație, a arătat moneda lui colecționarului. Acesta a rămas fără cuvinte. El a mers în spatele teșghelei, a scos o carte mare și a arătat tânărului o fotografie. În acea poză era aceeași monedă pe care tânărul o primise. Aceasta valora 3 milioane de dolari. Tânărul a văzut moneda și a plecat în căutarea omului bătrân și a copiilor săi. Însă, prin parc, nu mai era nici urmă de ei. Pe bancă însă era un bilet. "Ne-ai dat tot ce ai avut și noi vrem să te răsplătim cu această monedă." Omule al lui Dumnezeu, în orice încercare a vieții ești, să nu-ți pierzi niciodată credința. Dumnezeu și îngerii săi veghează pentru tine. Amin.